Încă doi buzoieni infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore. Este vorba despre doi bătrâni în vârstă de 82 respectiv 83 de ani care au decedat pe fondul unor comorbidități după ce au fost transferați la spitalul Râmnicu Sărat. Astfel, numărul de decese ale unor pacienți confirmați cu COVID-19 în județ a ajuns la 117 de la debutul pandemiei. În același timp, Buzăul înregistrează astăzi cel mai mare număr de îmbolnăviri. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore, în județul Buzău au mai fost confirmate 70 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 1 an și 87 de ani. La nivel național, situația devine dramatică. În urma testelor efectuate față de ultima raportare, au fost înregistrate 6546 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.